aș vrea să trecem într-o parte mai ludică a interviului și vă lansez o provocare. Vă știu că sunteți o pasionată de SF, de cărți, filme și așa mai departe. Și să luăm câteva filme celebre și cu temele pe care le tratează și dumneavoastră să-mi spuneți cât sunt de aproape de realitate sau cât sunt cât de cât inteligibile acolo și unde s-a greșit rău de tot, unde e prea gogonată, cum am zice noi așa. Și probabil că tema cea mai recurentă peste tot este călătoria în timp. Avem mașina timpului peste tot, se fac mereu, oamenii mereu tind să creadă că ne putem întoarce în timp. Este într-adevăr unul dintre subiectele cele mai fascinante care se pot imagina, nu atât călătoria în viitor, care este posibilă inclusiv la ora actuală, cel puțin din punct de vedere teoretic, din punct de vedere tehnic îți trebuie o rachetă care călătorește prin univers cu accelerații sau în câmpuri gravitaționale extreme, precum exact în filmul Interstellar. Deci acest lucru știm, este posibil, este verificat teoretic, deci călătoria spre viitor cu viteze diferite este posibilă. Călătoria în trecut rămâne însă un mister. Din când în când apar aceste articole despre care chiar pomeneați acum, care demonstrează într-un mod sau altul, făcând anumite ipoteze, cum că inclusiv călătoria în trecut ar fi posibilă și încearcă să salveze, să-i spunem, actualul prezent, faptul că nu am modificat lucrurile astfel încât să nu mai avem acest prezent, cum de fapt se întâmpla în Back to the Future, în acest minunat film, făcând anumite, să-i spunem, invenții teoretice care sunt compatibile cu fizica actuală, ceea ce nu neapărat înseamnă că teoria respectivă este valabilă. Star Trek, evident, a influențat o generație și avem de acolo motorul warp. Întrebarea, de ce nu există viteză mai mare decât viteza luminii? De ce nu există viteză mai mare decât viteza luminii? Este la ora actuală, din punct de vedere al fizicii actuale, este un postulat al teoriei relativității, pe care se bazează practic întreaga noastră teorie actuală. Faptul că noi am putea folosi anumite subterfugii, exact aceste motoare warp, deci scurtături spațio-temporale generate de motoare care ar eventual reuși să modifice geometria spațiului și a timpului, astfel încât să călătorim cu viteze aparent mai mari ca cea a luminii, rămâne o posibilitate, nu contrazice nimic din fizica actuală, deci nu sunt contrarii, nu înseamnă că se călătorește cu viteze mai mari decât cea a luminii, înseamnă doar că avem un motor care generează o curvatură a spațiului și a timpului atât de mare încât să genereze aceste scurtături, se fac astfel încât să pară că călătorim cu viteze mai mari decât cea a luminii. Tot la Star Trek rămânem și avem teleportarea, iarăși un subiect mult discutat, unde s-au și făcut niște mici experimente și mici realizări uimitoare, nu? Da, deci teleportarea a fost realizată. Chiar unul dintre primele laboratoare care au reușit realizarea teleportării se găsește la Roma, la Universitatea La Sapienza, unde un grup a reușit să teleporteze. Ce înseamnă teleportarea? Deci nu este acea pe care o vedem în Star Trek, că eu mă dematerializez aici și apar, să zicem, într-o planetă în galaxia Andromeda. Înseamnă că, la ora actuală, că eu reușesc să reconstruiesc un obiect într-un alt laborator, un obiect identic cu cel de plecare. Deci aceasta ar fi teleportarea la ora actuală și s-a reușit realizarea unui sistem identic cu cel de plecare, folosind entanglement, deci o altă proprietate cuantică, ceea ce însă a fost teleportat nu este nici o pisică, nici un om, ci un sistem de câțiva atomi sau câțiva fotoni, deci ne limităm la ora actuală la un număr extrem de mic de particule în sistemul de plecare, cel teleportat. Ați vorbit mai devreme de Interstellar, era și el pe lista mea. Interstellar e legat clar de găurile negre despre care am discutat și de acolo mi se pare interesant comunicarea dintr-o gaură neagră, dacă se poate realiza comunicarea dintr-o gaură neagră, dar întrebarea, dar mai ales cu cine comunici?
Da, deci la ora actuală o comunicare din interiorul găurii negre este imposibilă, stând la fizica actuală, stând în fizica actuală. Deci odată ce a intrat în gaura neagră, nimic nu mai iese. Deci inclusiv lumina cade înapoi în gaura neagră, pe cum o piatră, dacă o arunc eu, îmi cade în cap, eventual. La fel, lumina, semnalul electromagnetic, în gravitația extrem de intensă a găurii negre, ar cădea înapoi în gaura neagră. Deci a comunica din interiorul găurii negre în fizica actuală nu este posibil. Ceea ce nu înseamnă că, cum s-a întâmplat în filmul Star Trek, eventuala teorie pe care încă nu o cunoaștem nu ar permite eventuale subterfugii, să le spunem, nouă ni se par subterfugii, deci eventuale, să zicem, way out, deci ușiri, comunicări, însă ar fi comunicări total nu, nestandard, deci nu cele pe care ne le imaginăm că trimit un SMS din gaura neagră, ci eventual comunicări prin dimensiuni în plus, un univers care are mai multe dimensiuni și eu folosesc aceste extradimensiuni pentru a trimite, cum de fapt se întâmpla în acest film, pentru a trimite mesaje în exteriorul acestei găuri negre. Filmul Sunshine, soarele nostru moare, nu mai are energie, iarăși o temă foarte des întâlnită, un echipaj uman înspre soare ca să arunce o bombă nucleară uriașă, de o putere uriașă și să repornească soarele. Cât de validă e tema asta? E, depinde cât de puternică este această bombă nucleară. Teoretic, pare cu un lucru cu adevărat imposibil, pentru că noi de pe o planetă infimă, cu o energie infimă față de energia Soarelui, evident, pare un lucru cu totul și cu totul nerealist. Deci, exact, depinde de care ar fi sursa de energie pe care am putea să o folosim, să facem astfel încât reacțiile nucleare să continue în interiorul Soarelui. Însă aș îndrăzni să zic că la ora actuală pare mai mult un fiction decât un science fiction, ținând cont de imposibilitatea practică de a menține soarele în funcțiune, care este un sistem enorm și mult mai mare decât ceea ce noi avem posibilitatea să ne imaginăm ca o eventuală sursă de energie pentru a da o contribuție relevantă în soare. Revenind la soare, în multe filme, în special și în seriale din Star Trek, sunt civilizații care și-au făcut un mic soare, un soare artificial, care oferă toată căldura, energia de care civilizația respectivă sau nava respectivă, supernava respectivă are nevoie. Dacă vorbim despre o navă, lucrurile sunt relativ mai simple, pentru că inclusiv noi teoretic am putea alimenta o navă cu energie care ar proveni, să zicem, de la fuziunea nucleară. Deci, fuziunea nucleară este un proces extrem de eficient care transformă masa în energie și ar putea alimenta câteva kilograme de materie, ar putea alimenta o navă inclusiv de dimensiuni mari pentru mulți, mulți, mulți ani. Dacă însă vorbim de o întreagă planetă, lucrurile stau puțin diferit și dacă ținem cont de un soare, ar părea mai probabil decât construirea unui soare, eventuala captură a unei găuri negre. Deci acest lucru, acest scenariu a fost inclusiv propus că dacă eventual am reușit să capturăm în orbită în jurul Pământului o gaură neagră prin radiația lui Hawking, am putea să ne alimentăm cu energie oarecum pentru ani îndelungați. Însă, din nou, rămâne de domeniul science fiction-ului, în primul rând pentru că ar trebui să existe găuri negre de dimensiuni mici, nu de dimensiuni mari, pentru că altfel ne-ar înghiți, ceea ce nu știm la ora actuală că există sau nu. Și, pe urmă, ar trebui să fim capabili să capturăm această gaură neagră. Raza tractoare și un alt subiect care a revenit în discuție odată cu Donald Trump, care și-a anunțat o flotă spațială interplanetară, așa, cu laserul de mare putere care doboară nave de pe cer, un fel de războiul stelelor, așa. Cum vedem teoria asta? Da, așa ceva ar fi posibil. Deci, lasere de mare, mare putere, eventual nu un singur laser, ci mai multe care ar trimite fascicolul convergent spre un anumit obiect, nu este un science fiction, ar putea fi o realitate. Deci, dacă pe urmă cineva are intenția să o realizeze sau doar să amenințe eventualul
Eventuala realizare a unui astfel de sistem rămâne la nivelul politic. Însă, din punct de vedere teoretic și aș îndrăzni să zic chiar și practic, dacă ai o baterie de lasere de mare putere care își trimit fascicolul concentrat spre un anumit obiectiv, este posibil acest lucru. Semnele de viață pe alte planete, în special Venus, au fost niște articole în presă acum, le-ați citit, ce părere aveți despre ele? Da, deci descoperirea acestei molecule fosfina, care ar părea legată oarecum de prezența vieții, cel puțin pe Pământ, necunoscându-se un mecanism care ar putea să o genereze în absența vieții, a fost propus ca un eventual, deci ca o eventuală sursă a existenței acestei molecule nu la solul, ci a fost descoperită în atmosfera planetei, deci eventuale forme de viață care ar genera-o. Eu sunt destul de sceptică legat de forme de viață, ceea ce nu înseamnă că procesul care și descoperirea nu este extrem de relevantă. Deci faptul că s-a descoperit o moleculă ce pe Pământ are o explicație în chimica vieții, necesită o explicație inclusiv pe planeta Venus. Trebuie însă să ținem cont că Venus are condiții, cel puțin climatice, total diferite față de Pământ, atmosferă, temperaturi extreme. Deci ar trebui să ne imaginăm o chimică, procese chimice, care ar putea genera această moleculă, nu neapărat în prezența vieții. Descoperirea este extrem de interesantă și extrem de importantă. Anunțarea acesteia ca fiind eventuală dovada existenței vieții, sunt destul de sceptică, cel puțin la ora actuală. În urmă, poate voi fi, mă înșel și va demonstra că, dimpotrivă, e plin de viață pe Venus, dar rămâne de Deci lucru văzut. clar, nu ați văzut nicio navă extraterestră Exact. niciodată. Vreau să vă întreb, cum vă explicați că anumite canale internaționale foarte serioase de istorie, de documentare, sunt inundate de documentare despre extraterestri, de serii, de la extraterestrii antici cu teoriile lor că viața a fost adusă aici și făcută un fel de vas Petri așa, până la seriale care adună niște oameni foarte credibili, de la fizicieni, astronauți din industria militară, FBI, care vorbesc despre dosarele extraterestrilor, foști miniștri, cum e Nick Pope din Anglia, a fost un ministru al apărării din Canada, care vorbesc că au văzut extraterestri nave, că sunt chiar printre noi. Cum vedeți, lucrurile astea dăunează, ajută? Eu, din nou, rămân destul de sceptică și aș verifica de 10.000 de ori credențialele persoanelor care cu adevărat vorbesc sau susțin că sunt cine sunt. Deci, faptul că anumiți susțin că ar fi fost pilot sau FBI și așa mai departe, nu înseamnă neapărat că chiar au fost ceea ce susțin că sunt. Deci, asta este una dintre marile probleme la ora actuală ale presei și ale canalelor YouTube și așa mai departe. Verificarea credibilității persoanelor care vorbesc și susțin că sunt. Sunt convinsă că parte, poate nu toți, parte dintre aceștia nu au exact poziția pe care susțin că au avut-o. Altă parte poate da. Deci se amestecă aici minciuni, minciuni pure, cu vise, faptul că noi vedem obiecte pe care le interpretăm greșit și poate cu eventuale fenomene neidentificate, să nu uităm că OZN înseamnă obiectiv zburător neidentificat, ceea ce nu neapărat înseamnă un extraterestru. Și se amestecă inclusiv cu ipoteze care ar putea avea o fărâmă de adevăr. Noi, la ora actuală, încă nu știm cum viața a luat naștere pe Pământ. Această ipoteză, așa numită ipoteza panspermiei, cum că viața ar fi putut ajunge pe Pământ din altă parte, la bordul, să zicem, unui meteorit sau așa mai departe, ca molecule organice, rămâne o ipoteză științifică. Însă înlătur total ipotezele cum că extraterestri ar fi printre noi, ar face cine știe ce manipulări și așa mai departe, precum și cei care susțin acest lucru ca fiind oameni care ar fi avut o poziție ce le-ar fi permis să aibă acces la secrete care la ora actuală sunt ascunse, însă ei le divulgă în canale și în seriale care susțin că sunt
serioase. Nu am nici cea mai mică încredere în aceste persoane și, repet, aș verifica credențialele acestor persoane pentru că sunt convinsă că nu toți sunt ceea ce susțin că sunt. Știu că nu sunteți peste mări și peste țări, dar de ce vă e cel mai dor din România sau de România? Bineînțeles, de familie. Deci eu am două surori, am fiii surorilor, deci familia este în primul și în primul și în primul rând. Pe urmă, mi-e dor și de orașe, mi-e dor de Brașov, mi-e dor să mă plimb prin centrul Bucureștiului, mi-e dor să mănânc câte ceva din România. Cam așa. Pentru cititorii noștri, pentru cei care vor urmări acest interviu, dumneavoastră trebuie să știe că aveți și un blog, aveți și niște cărți scoase, dar aș vrea să le spuneți dumneavoastră mai exact unde pot să vă urmărească, unde pot să vă găsească și să comunice cu dumneavoastră. Deci pot să mă urmărească pe blogul sciencia.ro, care este un blog nu al meu, însă am inclusiv eu, în cadrul acestui blog mai general, un blog al meu în cadrul blogului general sciencia.ro, în care public săptămânal, de obicei duminică sau luni, un articol care descrie o descoperire recentă sau comentează un articol recent. Pe urmă, mă mai pot urmări pentru cine este interesat de știință, inclusiv pe Facebook, pe profilul meu, în care postez de multe ori articole, de multe ori în italiană, însă câteodată și în limba română. Și, cum vedeți, mă pot urmări inclusiv în anumite transmisiuni, cum ar fi cea aceasta a noastră, în care reușesc să vorbesc despre știință.